Dragi frați și prieteni, am din nou bucuria aceasta care nu m-a părăsit niciodată când mă gândesc despre cine urmează să vorbim, ce urmează să învățăm. Abia aștept ca împreună să trăim această experiență a marelui învățător care a învățat cum nimeni n-a învățat vreodată, această ședere la picioarele lui, cum numeau ucenicii din vechime. Iar astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, o să începem împreună să învățăm din Scripturi o serie care va dura ceva timp, numită Autopsia unui suflet. Și prima prezentare din seria aceasta se numește Cobori în sus. Știi, sigur că ne-a zburat gândul la expresia lui Eminescu din Luceafăr, cobori în jos. Cobori în sus. Nu la toată lumea le-a făcut bine înălțarea, progresul, ridicarea, succesul. Pentru unii oameni a fost o cădere teribilă. Dacă Iuda rămânea un simplu contabil, cum era, și nu devenea apostol al lui Iisus, el ar fi avut probabil cu totul alt sfârșit. Acum nu suntem aici ca să judecăm istoria sau cazurile oamenilor, ci suntem aici să învățăm. Sfânta Scriptură a fost dată pentru acest lucru și atât vom fi fericiți cu Scripturile până când le vom întrebuința bine. Sunt oameni implicați în certuri, în scandaluri teribile cu privire la diverse episoade, creațiune, Exod, n-a rămas nimic din Scripturi asupra cărora să nu se războiască ei între ei cu privire la realitatea sau nu e realitatea aceasta, sau a fost adevărat sau nu a fost adevărat. Scriptura spune toate, tot ce a fost scris pentru învățătură. Atât lucrul acesta, revin spunând, pentru mine nu este important dacă fiul risipitor chiar a locuit în orașul acela, dacă s-a întâmplat așa cu tatăl lui sau nu. Ceea ce este important este învățătura care ne este dată prin această ilustrație pe care o prezintă Mântuitorul, care a putut fi ceva real sau care poate fi doar o simplă ilustrație sau o parabolă. Nu are importanță lucrul acesta, importanță are cu ce rămânem și ce învățăm din acest episod prezentat în Scripturi, în cartea pe care Iisus a ținut-o în mâinile Lui. Așadar, autopsia unui suflet, autopsie, sigur că este legată de cineva care a murit, de un cadavru pur și simplu, dar suflet, autopsia unui suflet, cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea privilegiul să ascultăm pe marele învățător și marele medic al sufletelor și ființei noastre, pe însuși Dumnezeu, dând acest raport. După fiecare autopsie se dă un raport. Și probabil că a fost multă vreme în care nu s-a știut adevărul despre starea sănătății cuiva sau cauza morții, eventual, decât prin autopsie. Dar aceasta nu mai folosește celui decedat, nu mai ajută cu nimic. Astăzi însă tehnologia ne ajută să avem acces la adevăr mult mai bine decât am avea prin autopsie și să ne fie de folos adevărul acesta prin faptul că avem aceste informații. Noi vom învăța acum din Scripturi care a fost cauza morții acestor suflete, autopsia unui suflet. Și în prezentarea aceasta Cobori în sus, vom rămâne împreună la două pasaje de extremă importanță, cele bine cunoscute din Isaia capitolul 14, din Ezechiel capitolul 28. Vom merge împreună în studiul acesta în care Bunul Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin revelație dumnezeiască, pur și simplu face autopsia acestor suflete care au murit și spune care a fost cauza morții lor. Lucrul acesta ne ajută pe noi în sensul cuvintelor scrise în 2 Corinteni 13:5. Pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Aceasta nu este, nu sunt analize fizice ale ficatului, inimii, plămânilor și așa mai departe. E vorba de analiza sufletului nostru.
Este vorba de analiza stării spirituale, stării de sănătate spirituală. Sunt oameni bolnavi spiritual, sunt oameni care suferă spiritual, sunt oameni morți spiritual. De aceea Scriptura ne îndeamnă, tu cearcă-te pe tine, verifică-te în lumina lui Dumnezeu, acelui care îți cunoaște sufletul, verifică-te dacă ești sau nu în credință. Eu sunt în credință. Ai verificat lucrul acesta? Ești așa de convins câteodată că ai pus ceva undeva și când te duci nu era acolo. Ești așa de convins că ai luat ceva cu tine și când ajungi îți dai seama că ai uitat să-l iei. Și sunt atâtea lucruri de care suntem așa de convinși și care sunt atât de neadevărate sau de departe de ceea ce credem noi sau de convingerile noastre. Pe baza aceasta ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, fă-ți analizele sufletești. Cheamă pe Dumnezeu, pe Marele Medic, să-ți cerceteze sufletul. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Și aceasta trebuie constatată, pentru că are un răspuns. Sfânta Scriptură dă această promisiune de neimaginat în care Dumnezeu spune: vă voi primi înapoi ca și când nu v-aș fi lepădat niciodată. Deci, până și lepădarea are un răspuns la Dumnezeu, dacă suntem deschiși și binevoitori să fim confruntați cu adevărul cu privire la starea noastră. Vom merge la aceste două pasaje despre care am amintit anterior, Isaia capitolul 14 și de aici după aceea vom merge la Ezechiel capitolul 28, în care nu se spune specific că este vorba de căderea lui Lucifer sau a celui care a devenit Satana, pârâșul sau împotrivitorul lui Dumnezeu. Și probabil cineva se întreabă, dar cine vă permite să faceți această asociere, că acolo este vorba de Babilon, de regele Babilonului, Nisaia, și este vorba de Tir în Ezechiel. Cine vă permite să asociați așa ceva cu Satana? Este o ilustrație și este o cale, aș zice, legală dumnezeiește de a face această asociere în măsura în care evenimentele și concluziile lui Dumnezeu în cuvântul său corespund realității. Avem același lucru în cazul Mântuitorului nostru când este asemănat cu Melchisedec. Melchisedec era un împărat și Scriptura spune în Evrei capitolul 7, versetul 1, că era preot al lui Dumnezeu, al Dumnezeului celui prea înalt, a întâmpinat pe Abraham, Abraham i-a dat zecioală din toate lucrurile și omul, el, preotul acesta este descris fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând început al zilor, nici sfârșit al vieții. Toate aceste lucruri legate de el sunt proiectate asupra Domnului Iisus Hristos. În ultima parte a versetului 3 din capitolul 7, Scriptura spune: dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. El a fost un preot. Sigur că a fost născut de cineva la o anumită dată, sigur că a închis ochii la o anumită dată sau a fost luat la cer. Nu putem să știm despre lucrul acesta, dar nu sunt scrise. Și atunci rămâne mărturia aceasta în Scripturi că nu are început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Pentru acest motiv el este asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. În același fel, în aceeași manieră, cele două rapoarte pe care le găsim în Isaia, capitolul 14 și Ezechiel 28, aceste două rapoarte pot fi aplicate experienței luciferice. În capitolul 14, versetul 11, vorbindu-se despre Babilon, cuvântul lui Dumnezeu îl prezintă în toată strălucirea de neimaginat, în toată cruzimea posibilă, teroarea pământului, în toată aroganța și îngânfarea de care poate fi capabilă imaginația cuiva. Noi chiar nu avem un termen de comparație în direcția aceasta, având în vedere că nu suntem în postura aceea. Nu știm ce înseamnă să ai tot pământul la degetul mic, să ai toate bogățiile lumii, toate armatele, toată puterea lumii, nu știm ce înseamnă așa ceva, dar cuvântul lui Dumnezeu ne va învăța prin pilda aceasta.
Și iată că strălucirea este motivul căderii. De aceea se numește prezentarea noastră Cobor în Sus. Nu pentru fiecare om, așa cum spuneam, nu pentru toată lumea, creșterea, progresul, creșterea economică sau reputația sau intelectuală sau de un fel autoritatea, poziția socială, creșterea, vreau să spun, nu le-a făcut bine tuturor oamenilor. Pentru unii oameni a însemnat sfârșitul lor. Acolo s-au prăpădit ei. Aici, în versetul 12 din capitolul 14 Isaia, găsim două exclamații. Nu sunt întrebări. Dumnezeu nu are o întrebare de felul acesta, ca și când nu ar ști ce se întâmplă. Cum ai căzut din cer, Lucifer, strălucitor, fiu al zorilor? De aceea s-a făcut asemănarea aceasta. Cum ai căzut din cer? Este o exclamație care arată uimirea, suferința cerului pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Și în al doilea rând arată lipsa de justificare. Nu există vreo formă de ajuns. De aceea se numește taina fără de lege. Păcatul nu are niciun fel de explicație, că în cazul acesta ar fi scuzat, dar el nu are. Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Aici, biruitorul neamurilor este o ilustrație a căderii lui Lucifer. Noi nu am fost în ceruri să vedem ce s-a întâmplat acolo, dar istoria este martoră a evoluției acestui imperiu babilonian, care a pătruns în domenii neîngăduite și pentru care omul nu a fost niciodată pregătit. Când vorbim de căderea lui Lucifer, avem confirmarea Domnului nostru Iisus Hristos. Luca 10 cu 18 ne spune: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. El a fost martor, a trăit momentul acela în care s-a produs căderea lui Lucifer. Și acum raportul autopsiei. Tu cum a ajuns de a căzut aici? Descrie Sfânta Scriptură căderea aceasta cumplită, aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului, aruncat departe de mormântul tău, ca un hoit călcat în picioare, ți-ai nimicit țara, ți-ai spurcat locuința, ți-ai prăpădit poporul, nu se va mai vorbi niciodată de neamul celor răi. Cum s-a ajuns aici? Tocmai acesta este raportul pe care ne-l dă autopsia acestui suflet, autopsie pe care nu o poate face decât Dumnezeu. În versetul 1, spune cuvântul, în versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu astfel, Isaia 14, 13. Tu ziceai în inima ta, n-a proclamat acest lucru în ceruri. Sunt lucruri care se petrec în inima noastră doar și avem toată grija uneori să apărem în așa fel încât să nu trădăm ce se întâmplă în inima noastră. Tragic, sunt familii care trăiesc o viață de iad, dar care încearcă să apară în public arătând bine și deodată se aude vestea aceea groaznică. Sunt oameni care încearcă să apară ca fiind totul în ordine și deodată se aude vestea aceea. Sunt oameni care par a fi sănătoși, care par a fi și deodată. Tu ziceai în inima ta, deci a fost ceva în lăuntru sufletului, mă voi sui în cer. Păi, asta e un lucru bun. Noi toți dorim să mergem împreună cu Domnul. Nu este legitim. Da, dar cerul are o întrebare. Vrei să mergi în cer? Da. Cu ce scop? Care este motivul pentru care vrea să mergi? De aceea trebuie să ne oprim și pe voi și vă cercați-vă și întrebați-vă. Eu aș dori lucrul ăsta, nu? Viața aceasta pe care a promis-o Mântuitorul, numită viață veșnică, împreună cu El. Timpul acesta fără timp. Compania îngerilor și prezența lui Dumnezeu, dar se ridică întrebarea aceasta din partea lui Dumnezeu. Care este motivul tău pentru acest lucru? Care este scopul tău? Care este intenția ta când spui așa ceva? Mă voi sui în cer. Pentru că aceste întrebări califică sau descalifică afirmația precedentă, mă voi sui în cer. Iată de ce. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu.
competiție. Cine este cel mai mare? Nu este această întrebare care a vărsat sânge cât nu curge pe râuri apă în istoria omenirii? Cine este cel mai mare? Mă voi sui mai presus, mai presus de fratele meu, mai presus de aproapele meu, mai presus de biserica vecină, mai presus de altă clasă de oameni, mai presus. Mă voi sui. De asta vrei să mergi în cer? Ca să fii mai presus și ești mai presus decât alții și care sunt în privința aceasta teoria predestinației, așa cum groaznic de greșit a fost înțeleasă, a făcut nenumărate victime. Au fost oameni care s-au îngânfat până la demonic din cauza faptului că s-au considerat și se consideră aleșii lui Dumnezeu și favorizații lui Dumnezeu. Și sunt oameni care au fost total descurajați de a merge pe calea credinței din cauza că s-au considerat lepădați. Deci acesta este motivul pentru care vrei să te sui în ceruri. Păi, fapta, fiecare faptă este calificată sau descalificată de scopul, de motivul și de intenția ei. Așa că nu e totul mă voi sui în cer, totul este cu ce scop, cu ce motiv, cu ce intenție. Mă voi sui ca să fiu mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezei noaptei. Aceasta înseamnă mi se cuvine, după părerea mea despre mine, eu trebuie să fiu într-un astfel de loc, trebuie să fiu într-o astfel de poziție pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezei noaptei, vedeți? Nu e totul să spui mă voi sui în ceruri, nu? Care este scopul? Care e motivul? Pe voi înși vă cercetați-vă bine în privința aceasta. Și aceeași cercetare de suflet trebuie să aibă loc în fața oricărui pas pe care îl înveți, căsătoria, spre exemplu. Alegerea unei denominații sau unei biserici unde mergem, alegerea unei profesii, compania, prieteniile pe care le întreținem noi. Toate aceste lucruri trebuie să fie supuse acestei cercetări de suflet pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Și acest lucru trebuie făcut înainte de a fi autopsie. El trebuie să fie cercetare de suflet. Păcatele unor oameni, spune Scriptura, vin înainte la judecat. Asta înseamnă să te cercetezi înainte de păcat, înainte de păcătuire. Aceasta a făcut Dumnezeu cu Cain, despre care o să vorbim în una din lecțiile viitoare, în seria aceasta numită Autopsia unui suflet. Pe voi înșivă cercați-vă, dacă sunteți în credință. Mă voi sui pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezii noaptei. Te sui tu acolo? Te propui tu? Te consideri tu? Nu este un lucru sănătos. Aceasta trebuie să o facă Dumnezeu. El este cel care face lucrarea aceasta și, într-adevăr, așează pe fiecare om în locul cel mai favorabil mântuirii lui. Mă voi sui pe muntele adunării dumnezeilor dacă crezi că îți face bine lucrul ăsta? Dacă vei fi acolo? Nu crezi că este mai bine să te supui lui Dumnezeu și să fii fericit cu locul pe care l-a ales el, chiar dacă locul acesta înseamnă un spital, un cimitir, un tribunal sau într-o situație de neimaginat de grabă, o pierdere totală a tot ce să avem. Pentru tânărul bogat, spre exemplu, cererea lui Iisus, du-te de vinde tot, absolut tot, nu mai păstrezi nimic de așa mai de zile negre sau ceva, sau albe, nu, absolut nimic, vinde tot. Pentru el aceasta era o catastrofă, dar în realitate s-a dovedit a fi catastrofa vieții lui prin faptul că n-a ascultat. Pentru el prosperitatea și averea a fost cauza nenorocirii lui, pentru alți oameni nu a fost la fel. De aceea trebuie să ne supunem Duhul lui Dumnezeu, Duhul ființei noastre. Doamne, uite, cercetează-mi tu Duhul meu, sufletul meu, vezi tu intențiile mele, pornirile mele, înclinațiile mele. Și Domnul însuși face lucrarea aceasta, mărturisesc personal lucrul acesta, face lucrarea aceasta în colaborare cu tine și te întreabă pe tine personal. Ai observat cum ai vorbit în cutare situație? Ai văzut ce faci când se întâmplă o astfel de... cum răspunzi la o astfel de situație? Este o lucrare sfântă a lui Dumnezeu, este de neimaginat. Mă voi sui pe vârful norilor?
pe vârf, în straturile cele mai înalte, tragi, să mergi sus de tot, te vei sui, e foarte bine, cineva trebuie să fie în poziții foarte înalte, au fost împărați, așezați de Dumnezeu, au fost oameni care au avut bogățiile lumii în mâinile lor, pe vârful norilor au fost oamenii ăștia, dar oamenii lui Dumnezeu nu se suie acolo, ei sunt puși de Dumnezeu acolo. Sigur că ei participă cu viața lor, cu lupta, cu activitatea lor, dar ei sunt puși de Dumnezeu, nu se suie el pe vârful norilor. Și sfârșește cu o frază cutremurătoare, voi fi ca cel prea înalt. Iubiții mei, aici sfârșește drumul înălțării de sine. Niciodată nu se oprește. Este un fel de drog. Oamenii întreabă astăzi, dar bine, nu le ajunge unor oameni atâția bani, au atâtea 80 de miliarde sau ceva verde de genul acesta, au iahturi nemaipomenite, au case, palate, țări întregi, cumpără pământuri. Nu ajunge? Uite, se vede că nu. Se vede că oricât de mult avere i s-ar încredința unui om, oricât de multă putere i s-ar încredința unui om, nu e de ajuns. Continuă și să întreține această sete despre care a vorbit Iisus. Doar cine bea din apa asta nu e sete, cine bea din apa mării îi se face și mai sete. De ce nu e de ajuns? Pentru că pe drumul acesta al înălțării de sine, omul nu merge către o avere foarte mare, către o putere politică foarte mare, el nu merge către aici, el merge la această destinație, voi fi ca cel prea înalt. A fi asemenea celui prea înalt înseamnă moartea celui prea înalt, fiindcă cel prea înalt este unul singur și dacă tu vrei să fii acela, înseamnă moartea lui Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu este mort, a spus Nietzsche. De ce? Pentru că el a așezat eu lui și omul în locul lui Dumnezeu. Menționam într-una din prezentările precedente cartea lui Noah Hariri, Homo Deus, omul tinde să ajungă acolo. Este o carte care merită atenția noastră pentru că este bazată pe o descoperire a Scripturii. Ați observat cum s-a păzit Iosif de primejdia aceasta? Când frații lui au venit alături, el a spus, nu, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. Eu nu judec pe frații mei, nu condamn pe frații mei, eu nu mă răzbun, aceasta e răzbunarea lui Dumnezeu. Eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. N-a trebuit să te cercetezi și tu, să te întrebi când ai anumite înclinații sau anumite reacții sau anumite răspunzi într-un fel sau altul, n-ar trebui să te întrebi oare nu cumva m-am așezat pe locul lui Dumnezeu, oare nu cumva treaba asta era treaba lui Dumnezeu. Știu că noi nu avem răbdare cu Dumnezeu, că la el lucrurile durează cam mult și vin pe niște căi nu suficient de rele ca să ne putem să simțim răzbunarea aceasta și răul care s-a produs, care de fapt lasă o rană și mai adâncă în sufletul răzbunătorului. N-avem răbdare cu Dumnezeu, dar omul lui Dumnezeu niciodată nu va lua înaintea lui Dumnezeu ce va spune asemenea lui Iosif, nu, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. Aici duce drumul înălțării de sine. De la proiectul lui, mă voi sui pe vârful norilor, mă voi sui voi fi mai presus decât alții, sfârșind prin voi fi cel prea înalt în final, acum vedem unde a dus de fapt drumul acesta. Aceasta a fost imaginația lui despre ceea ce vroia să facă, proiectul lui, visul lui, mai degrabă coșmarul pe care l-a avut el, asemenea Laodiceei care trăiește într-o lume de totală, total ireală. Așa este lumea ei. Ea este bogată, ea e îmbogățită, ea este deasupra tuturor neamurilor, ea nu duce lipsă de nimic, e pe vârful norilor. E cea mai, are tot adevărul, nu are toate această lume în care trăiește ea, aceasta e mintea ei. Acesta a fost planul pe care l-a avut Lucifer în minte. Mă voi sui, voi fi. Ce s-a întâmplat în realitate, de la plan până la realitate? Versetul 15. Ai fost aruncat în locuința morților și în adâncimile mormântului. Acolo te-ai aruncat. Nu pe vârful norilor unde spuneai că te duci. Te-ai înălțat coborând. Cu cât te-ai înălțat mai mult, cu atât ai coborât mai mult. Aceasta e legea sub care funcționează ființa noastră.
ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Ai fost aruncat departe de mormântul tău, ca un hoit călcat în picioare. Ți-ai nimicit țara, ți-ai spurcat locuința, cum spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, ți-ai prăpădit poporul. Și sfârșește cu această frază, cu o speranță dulce amară: nu se va mai vorbi niciodată de neamul celor răi. Este un lucru bun acesta, dar este dureros. Dumnezeu jelește lucrul ăsta. Cum ai căzut? Suferința unui părinte care își vede copilul. Aseară am primit un mesaj despre băiatul de 20 de ani care a mers cu tractorul la baloți de fân pe câmp și probabil că s-a defectat mașina, nu a decuplat-o și a coborât și a încercat să o repare și a fost prins de mașină și nu mai venea acasă. Când s-au dus, l-au găsit zdrobit complet în mașină. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu și vă dați seama suferința grozavă a părinților, cu cât mai mult suferința lui Dumnezeu pentru neamul celor răi, care au întors spatele lui Dumnezeu și care nu le-a trebuit Dumnezeu. Lor le-a trebuit înălțarea de sine. În același registru, intervine Ezechiel în capitolul 28 spunând: cuvântul Domnului mi-a vorbit așa: fiul omului, spune voievodului Tirului. De fapt, cuvintele acestea sunt adresate unui voievod pământesc, pământean, pe care îl cunoaștem noi, dar care au aplicații asupra experienței acesteia luciferice. Pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis: eu sunt Dumnezeu. Acum urmează, Ezechiel preia cuvântul din Isaia și îl duce mai departe la consecințele sau la lucrurile care au avut loc după ce el a spus: voi fi ca cel prea înalt. Pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis: eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Pentru că ai spus așa, măcar că nu ești decât un om și îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Măcar că. Pentru că ai făcut lucrul acesta. Pentru că ți închipui că ești mai înțelept decât Daniel, versetul 3. Ești mai înțelept decât Daniel și ți închipui că ai tot adevărul. Nici o taină nu este ascunsă de tine. Versetul 4. Prin înțelepciunea și priceperea ta ai făcut tot. Uite-te ce este aici. Uite-te ce s-a întâmplat. Uite-te tot ce... Prin înțelepciunea ta ți-ai făcut avere. Ți-ai grămădit aur, argint în misteriile tale. Tu el gândește lucrul ăsta, prin marea ta înțelepciune ți-ai mărit bogățiile și prin bogățiile tale inima ți s-a îngânfat foarte mult, nu ți-a folosit progresul acesta, nu ți-a folosit prosperitatea aceasta. Era de dorit o bucată de pâine uscată cu pace și bucurie decât ceva care te-a dus în locul acesta. Prin marea ta înțelepciune, prin așa ai gândit tu, pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu, uite care vor fi consecințele. Se va întâmpla că tot ce ai făcut tu va fi distrus. Va fi tu, vei fi aruncat în groapă, vei muri ca străpuns și ca cei străpunși de lovituri. Și în clipa în care vei fi confruntat cu realitatea aceasta, în fața ucigașului tău, ucis de propria ta mândrie, vei mai zice tu: sunt Dumnezeu? Măcar că ești om și nu ești Dumnezeu. Vei muri de moartea celor netăiați împrejur. Acesta era, de fapt, aceasta era destinația pe care, sau locul unde duce drumul acesta. Primilor noștri părinți li s-a promis altceva. Li s-a spus că de bine înțelepciune în minte vor fi așa și pe dincolo, cum vorbeam cu un tată complet distrus. A venit cineva și tainic a dat droguri băiatului lui, promițându-i că o să aibă o inteligență dacă e așa ceva. Și astăzi este devastat, complet distrus. Sau cum ascultam astăzi o emisiune, niște oameni care s-au infiltrat într-un grup de copii vulnerabili și discutau cu o fată: nu crezi că ai fi mai fericită dacă ai fi băiat? Și fata a început să se gândească. Și de acolo au urmat operații și tot felul de nenorociri. Fă un cântec de jale, scrie Domnul. Nu e nimic de bucurie că neamul celor răi nu o să mai fie niciodată. Fă un cântec de jale și spune: așa vorbește Domnul, ajunsesești la cea mai înaltă desăvârșire.
erai plin de înțelepciune desăvârșită în frumusețe. Așa este. Dar de unde veneau aceste lucruri? Stăteai în grădină, în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Conduceai muzica. Toate acestea au fost puse în slujba ta. În ziua în care ai fost făcut, ai fost creat, în ziua aceea a fost o sărbătoare nemaipomenită. Ai fost pe o poziție de neimaginat. Erai heruvim acoperitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, adică în niște condiții dincolo de orice fel de imaginație. Numai Dumnezeu a putut să-și imagineze. Ele nu au venit aici ca urmarea unei cereri din partea lui. Dă-mi așa ceva sau... Nu, ci ca urmare a iubirii lui Dumnezeu exprimată și manifestată în acest fel. De așa natură încât lucrul acesta și condițiile acestea nu lasă niciun fel de scuză sau de explicație pentru trădare. Ai fost fără prihană din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Și concluzia, în loc să ajungi acolo, urmează nimicirea. Te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteitoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, spune Epistola către Romani, nu au învățat să mulțumească lui Dumnezeu, nu spunem rugăciunea la masă, nu spunem rugăciunea când ne întoarcem după drum dintr-o călătorie, doar am fost băieți deștepți, ne-am descurcat. Nu mulțumim lui Dumnezeu și, cum spunea cineva, până și un animal face un semn în țărână. Nu știm ce și cum, dar face semnul acesta. Cu cât mai mult ar trebui un om să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nu i-au mulțumit și nici nu l-au slăbit ca Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu arată că acesta este sfârșitul grozav și cumplit al drumului acestuia. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dacă am cere, Doamne, vin înaintea Ta, că revin spunând termenul judecată, așa cum îl înțelegem noi păgânește, e legat de tribunal, de judecător, pe când de judecata dumnezeiască e legată de vindecare, de tratare, de salvare, aceasta înseamnă judecată. Nu se va odihni până nu va așeza judecata pe pământ, trestia frântă, nu va zdrobi mucul care fumegă, nu-l va stinge. Aceasta e judecata. Veniți să ne judecăm. Dacă este păcatul, cum e moartea, va fi făcut, va fi albit. Așa, aceasta este judecata. Veniți să ne judecăm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți, adică tratați de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dumnezeu și Sfânta Scriptură abundă în prevenire. Scriptura este urzită, țesută pe ideea de prevenire. Acesta e cel din tâi bine al lui Dumnezeu, the first best, cum zicem noi aici. Cel din tâi bine este prevenirea, să nu fie nevoie de așa ceva. Al doilea este mântuirea, este salvarea. Și iată ce recomandă Iacov în epistola lui, la capitolul 4, versetul 10. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu mă voi înălța, nu. El vă va înălța. Și când El te înalță, acest lucru trebuie să te smerească și mai mult. Când i-a fost adus mesajul lui David despre viitorul lui și familia lui, Bunul Dumnezeu a vărsat toată iubirea pe care o avea în suflet pentru el. Și David spune, măcar că nu este așa casa mea înaintea ta, înțeleg că acesta e har. Deci nu era fapt sau legalism, ci era har. Măcar că nu este așa. Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și vă înalță El. Și în 1 Petru 5 cu 6, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. Nu poți să te smerești fără Dumnezeu. Fără puterea lui Dumnezeu nu există medicament împotriva mândriei. Nu. Sunt oameni care au murit din cauza aceasta. Mult mai mulți oameni, citeam într-un raport, vor muri din cauza mândriei, prostiei, încăpățânării, decât din cauza oricărei altei boli. Acestea sunt boli sufletești. Și smerirea la care ne cheamă Dumnezeu nu poate avea loc decât sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui, El să vă înalțe, nu voi.
Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat, mă voi sui, voi fi, ci ca să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Acum un apel al lui Dumnezeu către sufletele noastre. Astfel, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Îți mulțumim din adâncul sufletului, Tată, pentru acest cuvânt. Te rugăm ca El să devină putere și viață în noi și prin noi numele Tău să fie înălțat în lume și în pretutindeni unde vom fi. Doamne, cercetează sufletele noastre. Dacă suntem pe drumul care duce la rău, te rugăm să ne întorci înapoi, Doamne. Sub mâna Ta cea tare, ajută-ne să ne smerim și binecuvântat să fie numele Tău în veci de veci. Amin.